Salutare dragilor, venim în completarea testului 23 pe care îl rezolvăm cu Subiectul al treilea. Primul exercițiu, așa cum ați întâlnit și în testele de antrenament, este acel tip de exercițiu de problemă cu apartamente care au două sau trei camere. Sunt convinsă că ați înțeles metoda, așa că haideți să facem doar un simplu exercițiu tocmai pentru a fixa noțiunile și pentru a fi convinși că nu vom greși în cazul în care vom avea un astfel de subiect în cadrul examenului. Într-un bloc sunt 28 de apartamente cu 2 și cu 3 camere. În total, 73 de camere. Care sunt relațiile pe care le vom scrie la acest enunț? Relațiile sunt, dacă avem în total 28 de apartamente și vom nota cu două necunoscute. A și B, cele două tipuri de apartamente, vom zice că suma lor este de 28. Dacă în total sunt 73 de camere, atunci 2A plus 3B este de 73. Prima cerință este să uh, vedem dacă este posibil ca numărul apartamentelor cu două camere să fie egal cu numărul apartamentelor cu trei camere, adică, practic, cele două necunoscute, A și B, să fie egale ceea ce ar însemna că dacă sunt în total 28 de apartamente, vor fi 14 cu două camere și 14 cu 3 camere. Și atunci, haideți să vedem care ar fi totalitatea camerelor în acest caz. 2 mulți cu 14 plus 3 mulții cu 14 ne dă 28 plus 42 care înseamnă 70. Cum 70 este diferit de 73, numărul real de camere pe care Nil indică enunțul problemei, înseamnă că nu este posibil ca numărul de apartamente cu două camere să fie egal cu numărul de apartamente cu trei camere. Ca și cerință la B pentru trei puncte avem de determinat numărul apartamentelor cu trei camere, în cazul nostru necunoscuta notată cu B. Vom efectua, vom constitui un sistem din cele două relații pe care le-am scris cu ajutorul enunțului dat și atunci va trebui să eliminăm necunoscuta A pentru a rămâne cu ecuație cu o singură necunoscută și anume B. Pentru a o elimina, va trebui să avem același coeficient la cele două ecuații, atât primul rând cât și al doilea rând al sistemului nostru. Dacă jos avem 2A, va trebui să mulțim prima relație cu 2 pentru a obține și sus 2A. Când vom mulți cu un coeficient o întreagă ecuație, vom mulți atât membrul stâng cât și membrul drept. Și atunci vom obține 2A plus 2B este egal 56. Cea de-a doua ecuație rămâne neschimbată, adică 2A plus 3B este egal 73. Efectuăm scăderea celor două și obținem că necunoscuta A se anulează 2A minus 2A, iar 3B minus 2B ne dă B egal 73 minus 56, adică 17. Deci, numărul de apartamente cu 3 camere este egal cu 17. Aceasta a fost problema propusă în acest test cu siguranță vă este cunoscută și bineînțeles metoda este învățată eu așa sper dacă totuși ai întrebări ți le aștept în comentarii atât pentru acest video dar ne vedem imediat în următorul pentru celelalte subiecte posibile pa pa